Schimbarea coaliției de guvernare și apariția PSD în peisajul executivului a dus la schimbarea mai multor personaje politice în funcții de conducere. Așa se face că președintele USR Olt Fănel Bădici a fost înlocuit cu tânărul social-democrat Cosmin Floreanu. El va prelua toate atribuțiile de subprefect și va avea în gestiune Serviciul Județean de Pașapoarte, Apostila, dar și Departamentul pentru Situații de Urgență. Putem împărți atribuțiile subprefectului în două categorii. Prima categorie sunt cele de drept, care ambii subprefecți le primesc de drept. Vorbim aici, fie că vorbim despre atribuțiile pe linie de fapte de corupție pentru conducerea operativă a prefecturii și așa mai departe, și atribuțiile care sunt delegate de către prefect subprefecților. Eu am în coordonare Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte, am apostila din cadrul prefecturii, plus acordarea de consultanță autorităților administrației publice locale privind întocmirea hotărârilor de Consiliul Local, în plus compartimentul pentru situații de urgență și ordine public. Mai mult decât atât, în cazul în care prefectul de Olt nu își poate exercita atribuțiile, subprefectul Cosmin Floreanu îl va înlocui. În momentul în care prefectul lipsește de la serviciu sau este în concediu sau orice altă problemă, conducerea îmi revine mie. Eu am dreptul de a... am fost desemnat să-i țin locul. Nu a fost o decizie politică. Pot spune că avem o relație, chiar dacă suntem de la partide diferite, care în momentul de față au o alianță guvernamentală, vă pot spune că relația dintre noi doi este o relație corectă, este o relație normală, care trebuie să ducă către o administrație corectă și coerentă. Pentru că vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă în momentul de față în diferitele crize prin care trecem, multiple crize prin care trecem. Pentru oameni nu contează cine conduce, ideea e că oamenii trebuie să fie, în momentul când au nevoie de ceva, trebuie să vină la instituția respectivă să poată să-și rezolve problemele. În acest moment, instituția prefectului județului Olt este condusă de prim-vicepreședintele PNL Florin Homorean. În afară de Cosmin Floreanu, reprezentantul PSD în teritoriu, cea de-a doua funcție de subprefect este deținută în continuare de Ana Maria Ceaușu.